săptămâna de zi, nu suplimentată, că l-ați primit deja pe mail. O să dau citire procesului verbal de ședința trecută, după aia o să vă rog să vă alegeți pe ședința. Secretarul a treia dată pe procesului verbal a ședinței anterioare. Domnul Ivan și-a dorit să fie consemnat în procesul verbal, că nu consideră necesar consemnarea incidentului de legătură cu simbolul electoral în procesul verbal al ședinței anterioare. Secretarul a treia a consemnat opinia domnului consilier, dar a replicat că are obligația să consemneze orice incident ce apare pe parcursul desfășurării ședinței de consiliu local în procesul verbal. Procesul verbal al ședinței anterioare a fost votat cu 11 voturi pentru și o abținere. Domnul președinte de ședință, dat citire ordine de zi, proiectul de hotărâre privind acordarea dreptului de realizare a investiției la viitoare a sistemului de irigație Pânceni și de Bacău în comunele Pâncești, Corbasca și Parava. Inițiator, Costel de Duprimar, numarul comunei Parava. Ordinea de zi a fost supusă la vot și aprobată în unanimitate, precum și capitolul diverse. Domnul primar a dat citire proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu unanimitate de voturi, apoi a informat Consiliul despre faptul că a sesizat organele județene despre urmările ploilor abundente la nivelul comunei și despre faptul că are posibilitatea de a obține piatră pentru balastarea drumurilor comunale, solicitând acordul consiliului în acest sens. Consiliul și-au dat acordul, dar au reiterat necesitatea existenței unor șanțuri funcționale la nivelul comunei. Totodată, domnul primar a solicitat acordul domnilor consilieri de a modifica în nomenclatorul stradal denumirea de strada Rândunelelor cu denumirea de strada Schitului, fapt cu care consilierii au fost de acord în unanimitate. Domnul consilier local, domnul consilier local cu Florin, cu Ovidiu, au solicitat ca la ședința ordinară din datele 24.06.2019 să le fie prezentat un raport cu datorii comunice înregistrate un debit mai mare de 500 de lei. Măsurile întreprinse în vederea recuperării datoriei. Secretarul UAP a promis că va transmite această solicitare compartimentul de specialitate. Domnul Tomozei Ioan și-a manifestat nemulțumirea cu privire la faptul că focul de la secretar nu a fost reparat, deși a trecut mult timp de când domnul primar ocupă funcția de primar. Domnul primar a promis că acest foc va fi reparat. Consiliul local a purtat discuții care au vizat găsirea de soluții pentru a preveni inundarea curților sau terenurilor agricole în viitor. Domnul președinte de ședință, mulțumim pentru ședință și a declarat ședința încheiată. Dacă aveți ceva de adăugat, ceva de modificat, îmi spuneți și eu voi trece la modificări sau complementări. Îl puneți la vot, da? Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Mai ușor ca să scade scaunul. Te rog frumos să taci din gurele. Te dau afară dacă nu ești convine. Supunem la voi și te dau afară și n-ai să mai fii tu ales. Nici într-un caz, dacă e vorba de așa. Stimați colegi, am fost astăzi convocați pentru ordine de zi care cuprinde 5 proiecte, parcă vă vedem. Da, 5 da? Primul proiect e alegerea noului președinte din ședințe. Dar nu trebuia schimbat pe cum mai de citire. Nu stai, mă stai. Doar vreitare de vădă la da. Proiectul 2. Asociația de dezvoltare comunitară pentru salubrizare Bacău. Proiectul numărul 3. Primarul Dedu Costela, aprobarea contului lunar pentru întreținere persoanei cu handicap Pătul Ioan. Rectificarea bugetară, inițiator tot domnul primar, și al cincilea proiect. Punctul 5 care e, doamna? Vă explic eu. Eu am dus focul la undeva într-un proiect pe asistență socială cu Ministerul Resort, cu Ministerul Sănătății. Și am încheiat un protocol de colaborare cu ei, pe care trebuie să-l aduc la cunoștință. L-au trimis săptămâna trecută, cu condiția să le pun... Da, și de da. Cam atunci, da. Atunci poate de dușă informația. Știi, un punct alegerea a fost da. Alegeți. Supune la vot. A, propuneri. Propun pe domnul Blaga Daniel. Da. Hai. Dă-i telefon la vot. Să punem la vot atunci, da? Cine este pe asta? Mai e alte propuneri? Nu mai e. Să punem la vot. Să punem la vot. Cine este pentru? Unanimitate.
Unanimitate. Domnul Blaga a fost aici, luați locul. Eu vă mulțumesc frumos pentru încrederea care mi-ați acordat-o. Vă mulțumesc pentru activitatea de scurte. Sănătate! Trăiești, domnul primar. Pleci acasă. Pleci acasă. Trăgată pe partea. Așa. Voi plăcui în locul lor aici. Nu stau aici, avei. Dar vreți să dați acum? Dar vreți? Nu. La urmă. La urmă. Ok. Să vă puneți cu mâna asta. Dacă nu stau acolo, nu avei. La urmă. Vă iau aer. Ia fi zi, bă. Chiar că vă iau aer, bă. Ia la. Vă aranjez eu. Așa, sunt citire la... Da, deci la proiectul numărul 2. O să-i mutu totul cu numărul 2. Despre motivele la proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației pentru anul 2019 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salvizare Bacău. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salvizare Bacău are ca scop ofițarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciilor de salvizare pe raza de competență a unităților administrative teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și dezvoltării după cază sistemului de utilități publice aferente serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a acesteia. În urma adresei aviz Bacov numărul 2049 din 2705-2019, înregistrat la Consiliul Local al Comunii Parava sub numărul de 92 din 0306-2019, propunerea privind adoptarea unui hotărâri privind cuantumul cotizației anuală la patrimoniul Asociației aferente anul 2019. Având în vedere necesitățile financiare pentru implementarea în bune condiții a proiectului, managementul integrat al deșeurilor de Bacău și posibilitățile de finanțare de la nivelul diverselor unități administrative teritoriale, se consideră necesar ca la patrimoniul Asociației cotizația să fie stabilită în mod diferențiat după cum urmează. Pentru județul Bacău, 1 milion de posibilități de an. Pentru și mai documentate, domnul primar. Trebuie să mă dezbare. Eu vreau să mă gândesc să ajung cât de repede. Dar eu vreau din timpul. Pentru că de hotărâie același? Sumă. Suma de 5.000 la pentru Parava. De la 3.000 la... Nu? Da. De la 5.000 asta a fost de acolo. Nu? Da. 5.000. De la 5.000. Păi nu, președinte. Deci ne supunem la vot, nu? De la 3.000. Aveți ceva de obiectat asupra proiectului numărul 2? Deci suma care este, nu? 5.000 de lei. 5.000. E de la 3.000. De la 5.000 de lei. Da. Da, mai, asta trebuie să nu. Trebuie să nu, că noi am fost de-a. Tot n-avem ce să... Că ce să discutăm, ce să dezbatem. Să punem la vot, da? Deci să pun la vot proiectul numărul 2. N-are rezidență, n-are rezidență. Da, da. Da. Da, proiectul de hotărâre privind aprobarea costului lunar pentru înțelegerea persoanei cu handicap patrimonial. Consiliul Local al Comunei Parava a împlinit ședință din 24.06.2019 în baza proiectului articolului 33 alineatul 1 și 2 al articolului 94 alineatul 1 litera din legea numărul 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Văzând expunerea motivelor primarului Comunei Parava numărul 2740 din 10.06.2019, raportul numărul 2723 din 7.06.2019 al propagandei asistență socială, precum și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Parava și în temeiul articolului 45 alineatul 2 litera din legea administrației publice locale numărul 215/2001 republicată cu modificări și completări ulterioare, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă în suma de 700 de lei reprezentând diferența costului lunar pentru trezirea persoanei cu handicap patrimonial domiciliat în Comuna Parava, județul Bacău, în cadrul Asociației O Viață Liniștită, Mărgura, județul Bacău, să fie suportată la bugetul local. Articolul 2. Prezenta hotărârii va fi comunicată primarului Comunei Parava, persoanei nominate la articolul 1, Asociației O Viață Liniștită, Mărgura, prefectului județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Cred că toată lumea o să mă întreb ce e patrimonial. Am aflat.
Ați aflat, da? Deci acest băț cu Igor m-a apărut în comuna Parava de un an jumate, adus de fica sa, fica sa care trăia în concubinaj cu... cu... cu? Ștefan. Nu, nu, Ștefan de la Roma. Filip o chema ea. Da. Ștefan. Ștefan Roma. Da, Roman Ștefan, da. Care locuiau undeva pe la casa lui Leo, pe ulița la Podestu. Acea doamnă, fiind oplecat în toată lumea, nu știu cum, l-a lăsat pe acest bătrân genevăzător singur în casă. Omul avea o pensie de vreo 1700. El se întreținea din pensia lui, va mai întreținea și pe alții, iar în cursul anului trecut a fost cumva agresat fizic. Să mai doreze din pensia lui și la alții. Au fost luat în regim de urgență, dus la... spital. La spital. Acolo, prin nevăzători, să aibă să ne internăm undeva într-un centru de nevăzători. Poliția la Stim Social a găsit această asociație, acest cămin. L-am dus acolo, în fiecare lună și astăzi, trebuie să-i asistența socială de la noi, efectiv pensia de la poștă, îi dăm mie și mă duc acolo să o ajung. Sumata reprezintă diferența între pensia lui și cum acoperă toată lumea. Da, ce am spus, dacă nu mărim prețul, pentru că prețurile de întreținere au crescut, le-o dăm acasă. Am încercat să căutăm alte centre. Se pare că centrul din stat e și mai scump. Și am găsit soluția să mai punem niște bani la buget pentru acest domn Pătru, care lunar trebuie să învăț să mă duc să-i achit datorii de acolo. Și avem bani, noi avem bani prins în buget, dacă ai cum să... Da, da, avem, dar suntem social. Suntem social, da. Avem. Nu era prea asta. Dar nu avem soluție. Este cetățeanul comunii Parava, și-a da. Făcut domnișor din Parava. Chiar dacă doi nu cunoaște, nu din Parava, din Numaș Pământul, dar e acum. Da, asta e. Dacă mai aveți întrebări de vetor la acest proiect? Să punem la vot? Da, trebuie totuși... Ce să mai dezbat? Ce a lăscut sau vizitări de la ta și să vedem ce... Spune și bătrânul ăsta, cum se simte, nu? Au fost, a fost... O, să-i cunite, că eu sunt... Da, 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 da. Dar de asta m-a fost să fii tratat bine, că... Tratamentul e destul de bun acum. Am spus că lunar mă duc, n-aș putea să-mi chiar în fiecare lună, dar aproape fiecare lună eu mă duc drept la Bacău și mă duc să-i evit. Omul duce destul de bine acolo. Ba, îmi spun astea pe acolo că e chiar și glumeț. E la banii ăștia care îi citără, e și normal. E și normal, domnule. Zia Dumitrescu, o sta și ea tu la un cămin de asta în București. Plătea tot 25 de milioane de ea. Și era vorba aia, vina Dumitrescu, nu? Că e și mai ales un cetățean al comunei care nici nu poate ieși și așa. Adică mersi. Comisia astea de handicap nu prea poartă nume. Că este la Comisia și aici pentru Bivon de la Parava. Asociația asta e particulară, nu? E particulară, în mod sigur. La stat e mai ieftin, nu mai ieftin. Nu, nu sunteți informat, domnul Tomaze. Dar vreți să vedem cifrele. Noi, în momentul care am luat decizia asta, am postat. Nu mai avem un caz Roma, să aveți. Mai avem Roma Stelian. Ce te plătim pentru el? La stat îți poți să mă ajungem. Am avut aici, ia să plătim un pic, domnul Șoara. Am avut aici, ia să plătim un pic, dar e un pic vorba, ca să vină și cu... Eu băiat care s-a urcat pe stâlpii din altă tensiune în France Electrică, au făcut arc electric vreo căsut și s-au dat picioarele ambele de la coapsă. Și merge săracul meu. Treaba veche. A fost internat prin internat, e ultima hospitalizare lui Fără Spitalul Buș. Mă suna de acolo, mă suna de acolo, la primărie. În raport e trecut aici. Da, o trecut, doamne, Tifani, în raport, e mai scump la stat, decât la prea mult. Asta, dacă i-a găsit loc acum, acolo, procedurile de viață și la stat. Și mai scump la stat, decât dacă nu are cine să îngrijească. De 2800 de lună, 1400 suport pe primărie. Deci, vedeți? Și aici dăm jumătate. Jumătate, noi jumătate. Adică noi trebuie să fim bucuroși că s-a găsit. Nu, dar e pe mai mult. Și acolo, deci, tot cu pensia lui, mai plăteam noi 1400 de lei. Am înțeles, acolo era 2800 și aici 2400, vă spun.
deci plătim mai mult. Deci dacă l-am dat la stat, am plătit 1400. Dacă îl ținem aici, plătim 700 lei. Da. Deci e diferența mai mare. Da, deci plătim mai puțin. Asta era ideea. Trebuie să prevedem pentru viitor. Că dacă avem un opt, avem 10 din genul. Ai venit să sperăm să faci un cămin. Să sperăm, da. Sperăm, da. Până un an, dar să punem la vot proiectul. Cine-i pentru, cine-i se potrivă? Care numărătoare? Nu are nimic. Nu are nimic. Dă-mi ce înapoi de mult față. Da. Proiectul de vedere de verificare a proiectului local al Comunei Palava. Consiliul local Palava ar trebui să facă o vădă vedere. Legea numărul 2 din 2018, privind bugetul de stat pentru anul 2018. Prevederea articolului 49 din legea 273 din 2006, republicată privind finanțele publice locale cu modificări și completări ulterioare. Prevederea articolului 36, alineatul 4, litera A, de legea administrației publice locale numărul 205 din 2001, republicată privind administrația publică locală cu modificări și completări ulterioare, examinând raportul domnișoarei registrarului Jean a contat în cadrul primăriei Comunii Palava, prin care se solicită ridicarea obiectului local, dispunea de motive a primarului Comunii Palava de Subatov și temeiul prevederilor articolului 45 al 1 colaborat cu prevederea articolului 115 al 1 litera B din legea administrației publice locale numărul 215 din 2001, republicată cu modificări și considerări ulterioare, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă ridicarea obiectului local al Comunii Palava de Subatov al anului 2019 prin suplimentare din excedentul anului 2018, conform anexei 1, ce face parte integrată din prezenta hotărârii. Articolul 2. Se modifică lista obiectivului de investiții pentru anul 2019 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local sub SA pentru Comuna Palava de Țăbacov, conform anexei 2, ce face parte integrată din prezenta hotărârii. Articolul 3. Cu ducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri răspunde domnul de Consiliul Primar al Comunei Palava, în primul loc cu apartamentele de specialitate, prin grijă secretarului Comunei Palava, prezenta hotărârii va fi adusă la cunoștință publică și va fi comunicată. Trebuie să prezintă de Bacov, în vedere de citele legalității. Trebuie să prezintă Bacov, Primarul Comunei Palava, combatentul cu contabilitate. Anexa numărul 1, la prezenta hotărâre. La partea de venituri se suplimentează cu suma de 142.000 lei. Aici e bun să o aduceți o timp la câte domnul. Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, capitolul 14400, în sumă de 142.000 lei. La partea de cheltuieli se suspendează cu suma de 142.000 lei pentru secțiunea de dezvoltare. Capitolul 84, programe din FEADER, utilizare de un comunal de C109B la kilometru 0 la 3.200, comuna Palava de Țăbacov, 142.000 lei. Deci trebuie trecut toată titlul la proiectul. Cum l-a dat așa? Noi avem datoria aia la fondul de garantare. Fondul de garantare am discutat cu ei acum vreo 2 ani și am înțeles cumva de a făcut o eșalonare, să le plătim lunar sau trimestrial în funcție de bugetul nostru. Ei au ținut cont cât au ținut, după care au făcut o chemare la instanță, fără să fim citați. Trebuie să-i dăm diferența care o avem. Nu mai știu exact ce valoare, nici ce... 141.900.000. E vorba de scrisoarea care a fost executată de către fundul de garantare, nu? Da. Aia, din 6.900.000. Da, și noi mai aveam de dat 142.000 și pentru asta ne duc la instanță. Vreau să-i dăm treptat în funcție de posibilitățile bugetului. M-am trezit cu nervoasă înainte de pași de la doamna de la ANAP și spune că atent că ai scrisoare în termen de 6 luni, trebuie să faci ceva, să iei măsură, pe altfel o să fiu nevoit să veniți să vă plătesc copii. Pentru că au o tărâri judecătorească. Deci acum ANAP-ul, noi predăm bani la ANAP, ANAP-ul a predat bani la fondul de garantare. Și am terminat și povestea cu ei. Da, nu percep și... Nu. Nu pot plăti la timp. Nu. O să perceapă dacă nu plătim în termen de 6 luni, ei până în septembrie. Adică ne-a dat un termen și dacă nu încadrăm în el, nu mai intrăm la penalități. La urmă, care au fost motivul de executare ăștia, scuzare garantării? Păi v-am mai spus de ce ne-a executat. Pentru că noi am avut lucrări de
la corduri, da? Cele 6 lucrări de la corduri, de stația de epurare, alimentarea cu apă, de iuș, bazin și puț, și cele 4 pauri. Și pentru faptul că ele se numesc aviz de la cord, deci e o lucrare tehnică, ei vin și spun că Uniunea Europeană nu plătește taxe și aviz în România. Bănuiam lucrul ăsta de la o vizită în teren a reprezentanților la Pietru, am fost cu domnul Tolului, o filmat toată instalația electrică de la stația de regulare, inclusiv postul de transformare, inclusiv rețeaua a fost odată 380 dusă până acolo. Și eu nu cred că păi să dați bani niște. Cum să le văd? Dacă ei au fost, de, ei au fost prinși în contract de finanțare. Cu toate astea, când au ajuns, de bune de vedere tehnic o trecut, de bune de vedere financiar, când a ajuns la doamna Cordoneanu la Apiet, spune că nu, pentru că noi avem ordin clar, Uniunea Europeană nu decontează taxe și avizii. Și să nu pot rugările s-au numit aviz de la cort, nu ne-au dat bani. Și în afară de faptul că, bun, nu ne-au dat, nu ne-au dat, dar ne-au penalizat de două ori. Astea noi am văzut ceva, am văzut asta, nu ne-am văzut cu penalitate. Deci era suma era mai mică. Suma era mai mică, suma era undeva la 3. Așa, 3 miliarde. 3 miliarde, da. E, ori 2, ori și 6. Că asta e regula la ei. Pentru că la momentul licitației, firmele toate au licitat, inclusiv valoarea asta electrică. Când am mers la Iași să semnezi contractul, să se ducă pentru că mai vreau să urmă, nu. Faci imediat un act adițional cu ofertantul câștigător și scazi valoarea de la electrice. Pentru că nu se dea, e unul aviză constructorului Romgar, să spunem, dacă el o câștiga. Avizul se va da Comunii Parava. Comuna Parava va rămâne abonat la IOT. Am înțeles, am făcut act adițional, am scăzut valoarea electricilor din licitație și valoarea electricilor din licitație e valoarea asta. Prin care rezultatul avizei este de la cort, pe care ei nu sunt de contează. De motivul că nu le contează taxe și avize. Și poate vorbim de ce n-au decontat Uniunea Europeană, trebuie să plătim noi din banii proprii. Eu plătim fondul de garantare și mai acum trebuie să plătim lor, nu? Dacă noi dai blochează fondul, nu mai poți referi. Regula e momentul în care Direcția Finanțelor Publice nu au avertizat, spune 6 luni, nu stau nimic. 6 luni te vezi în pace. După 6 luni trece la executare. Sau, dacă nu faci altceva, că eu vă gândeam tot așa, să faci cu finanțele instanțe, nu au fost instanții, n-ai să-i faci instanțe. Voiam tot așa să spun, noi facem noi eșalonare. Dar nu mai faci nici eșalonare. Tot aia, tot aia. Da, așa, că faci eșalonări, e mai greu, să faci pe mantel pe eșalonări, dacă faci ceva, faci, dacă poți faci ceva până la august, faci, dacă nu, la august, mă avertizez, vin și atunci discutăm să vedem ce se poate face. Și dacă mai tot am avut o reședere, dar să haideți să terminăm și subiectul ăsta să-l închidem. Deci, închidem. Eu de amnistia fiscală scăpa. Da. Da, am făcut o memoră frumoasă acolo. Acum discutăm despre lucruri concrete. N-au fost, nu s-a dat, discutăm despre ceea ce avem de făcut. Spuneți dumneavoastră că se blochează conturile. Sunetul ăsta o să fie auzit la toate geamurile de după. Fondul de garantare e normal. O primărie din județul Bacău a derulat un proiect cu fonduri europene și a luat un bun escavator din bugetul fondurilor europene. Nu știu ce. Cu ce au greșit și te-ți dea tot banii înapoi. O comună am fost, când am fost de săptămâna trecută, am fost și am închis capitolul documentele originale care au fost la ei. Și vorbeam cu un expert de acolo, la o comună din județul Iași, s-au făcut lucrare de la proiectul de 6 milioane de euro. Au început sesizările pe acolo între, nu știu, proiectant, consultant, constructor. Știți de bani pe asta mai.
6.000. Da. Deci eu care ai făcut drumul acolo, canalizarea acolo, nu spune nimeni că e lucru. Uniunea Europeană îți dă bani, trebuie să-i... Înțelegi pe scurt? Mă găsim că e nereguri și că e lucru ceva. Mă găsim că e nereguri după vreo 3-4 ani, pe cum da, dacă dar ce nu înțeleg, pe dar doar vine faza determinantă. Nu, dar după ce ai numit o parte în care îți dădeau o parte din bani, nu înțeleg. Da, aul, dar nu. Ăla vine pe tine, cum am avut noi pe domnul Tololoi sau pe domnul, nu mai știu cum îl cheamă. Ei vineau și spuneau, băi, ai cu situație de lucrări, dar cum, ce-ai făcut? Păi am făcut 100 de cămine de canalizare. Verificați-o, bază, dacă sunt. Intra în căminele, lua cote, se uita pe țavă, verifica ce îi făcea poză. După care el își făcea partea pe tehnic, o transmitea la financiar. Financiarul începea să adune. Ce frumos se poate, cât costă aia, cât costă aia, cât costă aia, s-au înscris în bugetul proiectului, dădea drumul la plăți. Ei, la urmă, când l-au închis proiectul și au început să le iei pe fiecare componentă în parte, au găsit niște tipi acolo, care nu au bătut cu realitatea. Hai, că să nu aducem. Și apoi, din alea, probabil că acolo unul de la fir, ori o discuție, ori nu, ori nu. Da, ați ieșit o aici, încercăm să o acoperim și până la urmă să o descoperim. Mai e ceva de adăugat? Mai aveți ceva de obiectat asupra proiectului număr 4? Se pune la vot. Dar să dați banii, mă. Mai... Deci supune la vot, proiectul număr 4. Care este pentru, care este împotrivă, nu? Unanimitate. Mai aveți ceva la vot? Asta se întâmplă. Instalația electrică. Te servește și eu, știu, da, populația, prin îmbrătățirea unui nou pod de transformare acolo, deci nu mai neapărat acolo la stații de ecoralice și cetățenii beneficiază de instalația electrică. Da, o preluat din sarcina costului de transformare 1 a Drăgășanului. A fost cel mai mare. Așa, de acolo avem alimentarea la Corajul 2. Cu alte cuvinte, sunt deci, e un preț plătit pentru alte lucruri care sunt în beneficiu comunii și nu poți să vrei doar să ai avantaj, să fie totul la zero, la nu știu ce, la virgulă, la punct. E mai schimbă regulă. Da, mai schimbă regulă, mai apar neprevăzute. Nu trebuie că nu a luat nimeni bani acasă. Problema este că apar... Ei au găsit motivii, clar, că n-au cerut lucrurile astea degeaba. Clar au găsit, dar... Păi, au fost vinit documentați, pentru că am contestat decizia lor. Da, și ați pierdut că au avut ei documentați în Senat, argumente. Dacă plătea, n-am cerut numele de majorare. Ei, dacă știu... Nu, ei au spus că lucrurile astea... Nu, i-am dat să plătește penalitățile alea. Dar nu din cauza nu plătesc la tine. Nu din cauza asta. Din secunda 1, în momentul când v-a zis nu-ți plătesc asta, se muncește pe voi. Asta e regula lor. Și ca să nu fi făcut lucrurile respective, nu se putea derula restul de proiect. Bun. Mă rog, proiect. Dar nu se mai vreau în proiectul de lege. Proiectul de lege prin încheierea protocolului de colaborare. Da, trebuie să da. Proiectul de lege prin încheierea protocolului de colaborare în cadrul proiectului crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale. Consiliul local al Comunei Palava în ședință din 24.06.2019 în baza prevederilor. Lege numărul 992 din 2011, asistenței sociale, cu modificările și comitetele ulterioare. Hotărârea Guvernului numărul 383 din 2015 privind aprobarea strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 și a planului strategic de acțiuni pentru perioada 2015-2020. Ordinul comun al Ministerului Justiției, Ministerului Sănătății, Ministerului Educației Naționale, numărul 393 pe 630, pe 4.263 din 2017 privind aprobarea protocolului de colaborare în vederea implementării serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale și combaterii sărăciei.
Ordonanța de urgență a Guvernului numărul 18 din 2017 privind asistența medicală comunitară aprobată cu modificări și completările prin legea numărul 180 din 2017. Hotărârea Guvernului numărul 12 din 2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale cu modificări și completările ulterioare. Hotărârea Guvernului numărul 144 din 2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății cu modificări și completările ulterioare. Hotărârea Guvernului numărul 26 din 2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale cu modificări și completările ulterioare. Legea administrației publice locale numărul 215 din 2001, republicată cu modificări și completările ulterioare. Hotărârea Guvernului numărul 417 din 2015 pentru aprobarea strategiei privind reducerea părăsirii timpurii a școlii. Văzând expunerea de motive a primarului Comunei Parava, numărul 2946 din 20.06.2019, raportul numărul 2945 din 20.06.2019 a Comisiei pentru Asistență Socială, precum și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Parava, în temeiul articolului 45 al actului 2, literal, din legea administrației publice locale numărul 25 din 2001, republicată cu modificări și comentarii ulterioare, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă implementarea proiectului creare și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale, cod SMS 2014-122-67. Articolul 2. Se aprobă protocolul de colaborare încheiat între Ministerul Educației Naționale, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Sănătății, pe de o parte și OAT, Comuna Parava, în vederea implementării proiectului creare și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale. Articolul 3. Se mandatează domnul Denis Păstrea, primarul Comunei Parava, să semneze protocolul prevăzut în anexa 1 al proiectului de hotărâri, precum și toate actele ce decurg din acest protocol. Anexa 1 face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 4. Sumele reprezintă proiecte ce pot apărea pentru rata implementării proiectului creare și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale, se vor asigura de bugetul local. Articolul 5. Prin grijă secretarul Consiliului Local, prezentă hotărârii va fi făcută publică și comunicată în instituții pentru trebuie să Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Marului Comunii Parava, compartiment de asistență socială. Trebuie să vă citesc protocolul sau părți din el? Dar noi avem la studia, nu aveți? Noi trebuie să trecem la dezbatere, dar nu mai știu ce ceva din atribuțiuni ale oamenilor. Vreți să vă aduc fișa postului? Nu, dar scrie și aici. Protocolul ăla. Ce trebuie să facem noi? Da? Ei, serviciul de la compartimentul de asezut trebuie să acreditez, nu? Despre asta e vorba, domnul, nu? În afară de acreditare, acreditarea e altceva. Păi nu știu, ca să poți la acreditezi? Perioada de derulare, că după ce aprobăm noi, noi intră până în 2022, dar după ce aprobăm... Deci, noi suportăm ceva, nu? Bănesc să cu bani? Păi suportăm și noi câte ceva, sigur, dacă e cazul. Nu știu dacă o să suportăm, deci proiectul derulează din cursul anului 2017 am început. Suntem câteva comune, doar inițial a plecat Bareseacă și Corbasca. Când se referă la comunele cu comunități de romi mai mari, ulterior am intrat noi și Gădeștiu. Și dacă știți sau ați mai auzit sau ne-ați văzut, au mai fost acțiuni de genul. Au venit ei în teritoriu să conștientizeze populația să se vaccineze copiii. Dar ce mi-e greu, că da, acțiunea arătarea, da, adică mergi să conștientizați mamele că e bine și e necesar ca copiii să-și facă vaccinul la timp, să nu... Să evite... Da, păi merge și un... De la Partida Romilor. Da. Aici, am avut o ședință. Sunt implicați și ei de la Partida Romilor, da. Noi, comunele, chiar și PSC-ul. Ce-i fac parte din parteneriatul ăsta? Deci, din punct de vedere financiar, poate Parava se obligă la următoarele chestii și anume. Cum am spus acolo la articolul 4, cu privire la eventuale... Le-a găsit. Așa, pe de-o parte. Deci, sumele pe să-l cheltuie cu nici. Ce înseamnă asta? Sumele privind organizarea examenelor de recrutare. Da? Deci am întrebat la București, nu știam ce înseamnă lucrul ăsta. Nu le ce înseamnă, la ce se ridică, la cât se ridică. Pentru că va trebui să-i explic domnilor consilieri și trebuie să știu ce le spun. Și a spus, doamnă, sumele privind organizarea examenului de recrutare, monitor oficial, data, nu știu, nu știu ce, la la la. Asta ca de sarcina noastră. Și mai avem un articol care spune așa, că UAT-ul se angajează, aici este interpretabil din punct de vedere juridic, din punct de vedere, adică
adică... Eu se angajează că are acord cu cadrul legal în vigoare la momentul respectiv, adică în 2022, așa, să facă demersurile necesare de sustenabilității serviciilor furnizate de echipa comunitară integrată, înființată și finanțată în cadrul proiectului. În acest fel, serviciile comunitare integrate vor putea continua la nivelul comunității și după încheierea perioadei de implementare a proiectului de finanțare a acestor servicii. Ce înseamnă? Că aceste persoane sunt angajate în perioada determinată, până în 2022. Da, atunci cheltuielile de... 6 ore sunt plătite de către minister, 2 plătim noi. Deci vă spun că... Deci vorba de asistență comunitar. În vorba de asistență comunitar și asistență social, care va fi angajat. Așa. Bun, azi de și toate astea. După aceea, după 2022, noi, UAT-ul, trebuie să dovedim că încercăm să depunem diligențe, să obținem din nou surse de finanțare sau, dacă ne permite, bugetul local, să le menținem. Dar dacă nu am găsit și nu am găsit, asta e, închidem. Dar nu te obligă să le menții. Te obligă să depui demersuri, să faci demersuri să le menții. Ceea ce e altă mâncare de tot și din punctul meu de vedere. Adică e altceva. Nu te obligă să le ții, te obligă să faci demersuri. Ceea ce mi se pare normal să faci demersuri, e de bun simț până la urmă. E și uman, și profesional, și în tot felul să faci demersuri, să îți menții oamenii de rețea. Mai ales dacă ea se dovedește a fi viabilă. Părerea mea. Ma, să vedem dacă vine cineva la comunitate. Că am mari dubii că va veni cineva, pentru că nu v-am mai trimis domnilor voastre, dar mi-au trimis și fișele posturilor și pentru absolut toate posturile se cere studiu de specialitate. Ori mă îndoiesc că va veni cineva cu studiu de specialitate pentru asta. Deci nu cred că... E greu pentru asistent social, pentru comunitar, pentru mediator, pentru consilier școlar, pentru toți cu studii de specialitate, deci nu altceva. Și e cam greu. Cum am de altfel să vină, că de altfel trebuie și chinim să face pe tine. Da, deci cam asta, cu atât ne angajăm noi financiar. Plus că ni se dă și echipamente, ni se dă și e puțin lucru să se dă. Chiar ar trebui să văd eu, că am un meș care trebuie să-l spate șapte de la resursul uman la Constituția. De mai multe să ne gândim, poate și la un spate, dacă... Așa, în perspectivă... Să vedem. Vorbim și la dispensar, pentru cel din comunitate, la școală consilierul, pentru că consilierul școlar vrea ce să stea aici, la primărie. Păi, dar acolo se desfășoară activitatea, nu e logic. Dar poate să plănești echipa asta. Se vor face ședințe multidisciplinare, de acord, asta începem fără discuții. Vor veni aici la primărie, găsim un birou la la dispoziție, odată lunar sau la două săptămâni, sau nu e o problemă acest lucru. Dar fiecare își va desfășura activitatea în funcție de specificul său, la seriul instituției unde crede că acolo are treaba, nu? Că doar o să vină mediatorul sanitar să stea aici cu mine. Păi nu, pentru ce? Am totuși la dispensar, să știu. La dispensar, vom discuta, vom vedea. La camera la grădini? Nu, dar e tot medical, tot. Da. Eu am fost la o sesiune de împrinit pe acest program, cu doctorul Șcâmp, directorul Direcției Sanitar Bacău și am discutat pe el povestea asta comunitară, medicală. Că nu sunt și nu vin, pentru că orice absolvent de școală sanitară face cumva să descurcă și intră pe prosecții de la spitalul județean, de la spitalul municipal, pe la un cabinet de medic de medicină generală. Nu prea sunt cuminte să treia funcție este de stânt comunitar. Și dacă știți dumneavoastră pe cineva, eu sunt dispus, da, să vină, pentru că, cum spunea doamna secretar, este plătit din Ministerul Sănătății, nu plătit din noi. Și după aceea vă se țin la curent. Ea că potrivit un an și nu, mi-a spus că s-a găsit o persoană care se ocupă de această funcție la urmă la pe de Ministerul Sănătății, 6 ore, am înțeles că și noi două, în cazul în care ar veni, nu? Fiecare, da, de două, da.
Și atunci noi zicem că votăm că nu sunt costuri, că nu o să vină nimeni. Și dacă apare, poate trebuie să ne gândim că trebuie, ne-am angajat, nu? Inclusiv angajamente de plată. Două dar ore. În momentul în care ați votat protocolul, m-a angajat să plătim și atât două ore. Noi trebuie să vedem mai degrabă și să discutăm dacă e necesar, dacă avem o aplicabilitate. Și atunci. Dar eu cred că sunt. Eu cred că tocmai. Sunt. Tocmai. Avem aici raportul de specialitate, doamnei Chifane. În principiu nu e ceva rău. Dar stăm și ne întrebăm. Păi noi avem medic, da? Avem acoperite, să zicem, serviciile astea cumva. Nu, e nevoie și de ceva suplimentar? Haideți să vă spun ceva. Una din condițiile date de măsurile date de AGTIS, când am venit în control, a fost să încheiem protocoale de colaborare cu toate instituțiile care au atribuții în ceea ce privește asistența socială. Și atunci m-am apucat eu, zelul meu, mă rog, nu comentez zelul meu, să fac un protocol. Și am luat toată legislația în vigoare și trebuia să fac protocolul așa, cu medicii de familie, cu unitatea școlară și cu poliția. Pentru că la nivel de comun, astea sunt cele trei instituții care au atribuții pe asistență socială. Bun, și am luat legislația în vigoare pe fiecare domeniu în parte. Nu am întâmpinat probleme la școală, nu am întâmpinat probleme la poliție. Acolo a fost frumos, n-am pus nimic, dar absolut nimic în protocolul ăla decât ceea ce prevedea legea. Punct cu punct. Dar la care ca bine? Că avem două grade acolo. Nu, ar fi păcat să spun acum că m-ar bate Dumnezeu și nu-mi place să, nici să manipulez, nici să duc vorba. La unul din cabinete au fost probleme. Punct. Dar problemă foarte serioasă. A trebuit să ajung până la a face adresa oficială. Și știți ce mi s-a răspuns? Da, așa sec. Deci eu am rămas vreo două zile nu mi-am revenit după un asemenea răspuns. Doamne, știți ceva? Eu nu sunt plătită să fac așa ceva. Punct! Asta e treaba unui asistent comunitar medical. E treaba mea. Punct! Deci mi-a spus-o clar. V-am lăsat să înțelegeți că și dacă s-ar implementa proiectul, n-ar vrea să fie parte din exact. Mi-a semnat protocolul. Dar și dacă ar fi să implementăm proiectul și să apară un alt cadru medical care să vrea să fie prins în proiect, după aia să vedeți... Norocul meu a fost... Chiar dacă avem noi asistentul comunitar, nu știu, așa, deci doamna doctor respectiv, obligatoriu de face parte. Pentru că ea este cumva subordonată în Ministerul Sănătății, fiind ca să avea sigurări. Și ne avem colaborarea cu Ministerul, dacă v-au citat pe protocol, semnează primarul, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, Ministerul... Da. Eu n-am vrut să merg mai departe. Dar nu mai departe, că să treceți peste. Puteam să trec, să fac adresă la descriere, eram super, super grăbită, pentru că mă presa AGTIS-ul să fac repede protocolul ăla, nu știu ce, și nu sunt genul de om care să meargă cu pâra. Chiar nu-mi place lucrul ăsta. Așa. Dar, repet încă o dată, mi s-a spus, doamnă, nu este treaba mea, este treaba asistentului comunitar medical. Nu e treaba mea. Care nu există. Și neexistent. Păi asta e treaba lui, ia. Exact, era treaba ei. Neexistent. Era între țeaua, era treaba ei. Era chestie de logică. Înțelegeți? Dar nu a vrut. Punct. Înțelegeți? Eu, repet, puteam la rândul meu să... Fiu așa, dar n-am vrut să fiu. Ca să vă dau un exemplu, v-a că produsă proiect înaintea noastră și aici, în comunitatea lor, au o familie de asistență, deci ca comunitari, fără să le știți specialiști. Deci oamenii nu sunt asistenți medicali, da? Dar sunt angajați primăriei. Treaba lor este să meargă din poartă în poartă, la toate familiile care ar face parte din proiectul ăsta, din această categorie, și comitii să-i meargă, cum am zis, cu copilul la vaccin, mama însărcinată, să facă controlul, nu știu cum să fac controlul la mamele însărcinate. Deci asta e datoria asistentului comunitar. Nu să fac prevenirea majorului școlar sau prevenirea nu să prescrie și să facă tratamentul. Asta ai văzut din domeniul asistentul ăsta? Da.
Acum da, dar atunci eu am mers. Pentru că obiectivul... Dar asta sunt foarte sceptică că se va ocupa postul. Hai, aici. De fapt, obiectivul general, spune aici în proiectul, constă în creșterea incluziunii sociale și combaterea sărăciei, da, prin dezvoltarea și pilotarea serviciilor comunitare. Da, proiectul va aduce din calculator de la mine. Dar avem aici raportul doamnei Chifane și e destul de da, explicit nu, și de... Acel protocol pe care noi l-am întocmit deja și este semnat cu poliția, cu un cabinet cu doamna domnul proiectorului semnat și cu doamna doctor, doamna profesoară Țigancă și privire la școală, să vedeți dumneavoastră este o frumusețe din punctul meu de vedere. Pentru că dacă l-am putea pune în aplicare, dar avem oameni, n-avem timp. Apropo, vorba unui personaj din istoria noastră, mai controversat și nu-i dau numele, spunea că nu de proiecte duce miliță, ci de caractere, de oameni care să le... Iată că proiectul e minunat. Vă spun sincer, e minunat proiectul. Problema este că nu poți implementa, din păcate, pentru că te lovește mici lichițe din astea care chiar nu te lasă. Și mă gândeam, zic, Doamne, ce bine ar fi dacă am putea să implementăm protocoalele astea. Ar fi super, pentru că ar însemna implicarea și a primăriei și a comunității în sine și, într-adevăr, am duce la scăderea infracționalității a delinvenției juvenile, care, tot de la educație, la scăderea rata la abandonului școlar, la prevenirea abuzului. Că eu am pus numai pentru copii, am pus și pentru bătrâni. Populația este îmbătrânită la noi în comun. Avem o problemă cu și avem, e vorba de neglijență a bătrânilor, da, e vorba de situații de risc ale bătrânilor. Și ne-ar prindea noi de bine să avem un om care să ducă din casă, ca să spun, băi, mai, băi, bani, mai trăiești, mai mor, mai nebuti, ai nevoie să faci ceva. Ajută cineva, ai un lemn, să înțelegeți, adică cineva care să țină legătura cu comunitatea, să vină să-mi spună mie, domnul primar la primărie, domn primar, uitați, ne-a ieșit din capătul satului, nu are nevoie de nu știu ce. Înțelegeți? Ar fi extraordinar. Dar nu avem om. Îți trebuie om de teren, practic, să facă lucrurile astea. Înțelegeți? Și trebuie să-l angajăm. Dar de unde? Nu știu. Ar fi grozav, ar vă spun, ar fi fantastic, din punctul meu de vedere. Da. Copiii abandonați, copiii care părinții... Nu mai spun de abandonuri, de neglijența copiilor. Îi spuneți de persoane aparținând grupurilor vulnerabile la servicii deci medio-socio-educaționale. Deci absolut toată plaja. Eu în protocol am prevăzut toată plaja de probleme sociale. Absolut tot am băgat. Tot. N-am lăsat nimic. N-am lăsat. Dar... Nu știu. Da, dar trebuie oameni și trebuie calificați. Asta e problema. Trebuie oameni calificați. Asta cu selectarea se ocupă tot în cadrul proiectului, persoanele care se ocupă de implementarea. În momentul în care adoptăm protocolul ăsta, va trebui implantat la organigramă. Așa. Trebuie un organigramă pentru oamenii ăștia, înțelegeți? După ce umblăm la organigramă, scoatem posturile la concurs. Și acolo se prezintă sau nu se prezintă. Bun, și dacă nu se prezintă, nu se poate umbla la condiții? Da, în momentul când nu se prezintă? Dar cine plătește? Iar proiectul e făcut așa, cum este. Noi suntem de eu pot să discutăm la minister. Exact. Nu pot să decid eu, sau domnul Ioan, sau înțelegeți? Discutăm, facem pe urmă. Exact, întrucât... Întrucât am scos concurs, zicem, portul la concurs. Dar da, pentru că condițiile de concurs sunt mult prea restrictive și nu așa zice. Nu se poate face o derogare, nu se poate. Încercăm, că până la urmă doar urma să scrie, nu dacă să spune de nimic. Așa. Deci încercăm să facem și lucrul ăsta, dar trebuie să pornim de undeva. Primul pas ar fi aprobarea protocolului. Da, înțelegeți, primul pas. O vedea noi ce-o face. Da, ce să zic? Am înțeles. Educație, sănătății. Să punem la vot. 3 minute. Și pentru ce este împotrivă? Suntem pipo. Deci a adoptat unanimitatea, da? Da. Ei, bun, da. Noi de-a tot suntem să vedem ce vorba și să ne gândim în perspectivă. Pe termen lung și pe beneficia la pentru comunitate ar fi ideal să fie atât persoane interesate, atât fonduri să identificăm și așa mai departe. De exemplu, la mine cât de lung vrei să fie? Domnul Domnozei. Dacă tot discutăm despre marginea subiectului, da? Spunea doamna că vin cu informații din teritoriul mai multe și mai oamenii fiind pregătiți, da? În domeniu. Informații aduse de specialiști, da?
Noi acum deocamdată să așteaptă comunitatea ca noi să venim să spunem, să vedem și noi, dar noi poate ne pricepem sau poate nu ne pricepem fiecare domeniu. Nu suntem nici medici, nici... La capitolul diverse am și eu 4 puncte să vă spun. Dar lăsați-mă vorbim să vorbesc cu orice și să-mi dau drumul la obiectul cadastru, că sunt așteptat acolo. Da, aveți probleme diverse cu mine? Mai nu? Diverse cu mine? Deci anul la cadastru de neapărat să dau să se închid un sector. Eu creat mari probleme în sectorul ăsta, stau cu el, nu am înțeles și abia acum am descoperit eu care ar fi boala acolo, din nu puteam să o... Da, sper să ai rezultate în arele, nu. Deci vreau să vă spun că proiectul de camerzare e la final. Săptămâna asta am primit deja devizul general, am discutat vineri despre București, unde am trebuit duș, unde am trebuit depus. Sper să am DTC-ul în mână. Săptămâna asta să pot să merg la București să depun pentru contractul de finanțare. Cadastru. V-am zis, astăzi vreau neapărat să termin un sector, pentru că termenul de predare ar fi 30 până 30, n-ar mai fi mult. Sectorul ăsta mi-a creat probleme pentru că undeva, într-o zonă, de la bazin până la Chiruța cu Ibrahimul la Teiuș, numai așa 7.000 de metri. Am încercat să fac tot felul de activități și eu să-i mut și mi-am dat seama că, de fapt, comuna Paraba o emis titlul și pe teritoriul comunei Răgăciuni. Noi am avut cadastrul până la limitar între comuna Paraba și comuna Răgăciuni, dar luam legături în continuare cu teren. Și am vrut să mă duc să verific lucrul ăsta, comisiei de cadastru și comuna Răgăciuni, să vedem că e cu siguranță noi emis titlul acolo, să poți să-i dau până să te în sector. Că altfel îl pierdem de la finanțare. Da, dacă mai aveți față de cine, dacă nu vreți să spun aici, îi comunică... Rămâne vicerii. V-am rămas datoare cu două chestiuni. Mi-ați solicitat într-o ședință, ședința anterioară ordinară, un raport cu privire la situația domnului Popa Ioan în ceea ce privește casnicul socială. Am rugat pe doamna Nicoane să prezintă un raport. Doamna a întocmit raportul și vă dau citire raportului. Deci, subsemnata Nicoane Elena, consilier în cadrul 42 al primarului comunei Paraba, având în vedere cazul domnului Popa Ioan, statul Drăgușan în comuna Paraba, semnat de domnul consilier local de educație, am procedat la deplasarea în teren, unde am constatat următoare. Domnul Popa Ioan, născut la data de 08.03.1949, este persoană încadrată în gradul grav, cu indemnizație de însoțitor, în sumă lunară de 1763 de lei. Acesta locuiește împreună cu domnul Popa Constantin Florin, născut la data de 01.03.1973 și domnul Popa Sorin Cristian, născut la data de 27.12.1971, ambii clinici sănătoși, fără loc de muncă, fără venituri cu caracter permanent, lucrători ocazionali în agricultură. Nu au fost găsiți la domiciliu, fiind la prășit la domnul Antoniu Vasile. Din discuțiile purtate cu domnul Popa Ioan, a reieșit faptul că nu dorește internarea într-un centru specializat unde ar avea condiții decente de viață și preferă să stea la domiciliu. Condițiile de viață sunt precare, inumane și sunt datorate în special consumului de alcool al tuturor membrilor de familie. Am înțeles acolo că beneficiază din însoțitor, nu? Da. Și însoțitorul și... Băieții, băieții! Dar are un scadă motorului. Unul singur. Unul singur. Cine ia banii ăștia? Cristi. Cine? Cristi. Pentru că, din condiții precare, sunt însoțitorul... Curățării pasă că sunt însoțitorul acolo, nu? Da. Asta e pasă. Asta mai întâlnă. Precis, Cristi ia banii. El este de domnul acesta? Da, da. Păi să vedem, asta vreau să știu. El e apare și el în viață. Cine e apare? Cine e apare? Cine e apare? Cristi. Cristi. Nu e cioare. Nu, nu, e polul meu de-a lor în viață. Doamna, noi putem să cauți puțin până la ședința de consiliu? Saluma, ne să vă aștept. Așa. Nu știu exact. Cine știu. Câte știu, indemnizația de însoțitor s-ar putea să avizeze singur, să știți. Cine poate să o ia singur. Deci poate să ia singur. Poți să obție să ai însoțitor sau poți să obție să iei... Cred că și-o ia singur. Nu am înțeles acolo nici să vă însoțitor ceva. Da, așa se cheamă, dar poate să-și o ia singur. Singur.
N-am o putere de consiliu ca să le-am dat. Doamna Alice, sunt toate marginea raportului dumneavoastră și nu consideram niște chemări din cauza asta. Da, depinde că lămurism noi cumva. Noi am înțeles că are însoțitor, dar am înțeles nu, că nu. Deci are indemnizație. Indemnizație. Și învățător poate să opteze pentru asistent personal sau pentru indemnizație. Am înțeles, da, da. Nu, că ce te-a raportul, dar am înțeles din raportul care totuși de aia. Nu, nu, indemnizație, dar am spus clar. Da, indemnizație, dar am explicat cu de fapt că ea sunt clar. Dacă avea răspunsător era altceva. Era la asta răspunde. Era exact. Dar nu dorește. Deci, fără voința lui, nu. Ești opțiunea persoanei cu handicap. Nu vrea nici într-un centru, pentru că condițiile sunt adevărate. Asta am văzut de la problemă. E nenorocire cu ea. Ce să-i faci? Dar sunt orice crede. Dar crezi ea banii. Handicapat și șapa, nu vrea așa. Așa are mai handicapat ca tal. Familia decide. Și-am rugat-o inițial să mi-l dea până la data în care, la care v-am trimis domnilor voastre pe mail, pentru că voiam să vi-l trimit pentru a dumneavoastră studia. Exact. În momentul în care doamna a venit cu 173 pagini de raport, am zis, mamă, n-am cum să... Deci, n-aveam cum, practic, vorbind să-l... Deci înseamnă că sunt mulți datori. Sunt mulți, într-adevăr. Și am stabilit cu doamna Lepădacu să vină dumneavoastră în ședință. Ea au plecat și domnul primar. Să vină... Dar ești în ce loc? N-am mai sunt și ce loc. Nicio problemă. Vom transmite, domnul primar. Și o să chem pe doamna Lepădacu, dumneavoastră vă toate informațiile necesare pe care dumneavoastră le solicitați. Așa și dacă este necesar, eu voi transmite domnului primar ceea ce trebuie să transmit și nu le rezolvăm. Dar o chem mai pe doamna Lepădacu. Nu, noi am discutat, trebuie afișat, nu știți site-ul, pe curia. Și de aceea trebuie să sun la, să mă interesez. O să vă explic imediat. Am întrebat să spun că e voi. Păi asta e, nu sunt foarte sigur. Așa n-am publicat lista cu datele. Doamna Lepădacu, luați dosarul anului așa și veniți cu el. Am mă interesat. Bun, aștept atunci, trec la altceva și mă aștept cu dosarul, da? Bun, mulțumesc. Deci, haideți să vă spun ceva, nu știu, trebuie să sun și eu. Știu că nu știu, cursul acum un an sau doi ani, n-a fost publicat acesta? Ați spus un an perfect, acum un an sau doi ani, dar între timp a intrat în picoare sunt ale GDPR-ul. Bun, până vine doamna Lepădacu, dacă toți suntem pe chestia. Păi mai am de citit. Așa, până vine doamna Lepădacu, sunt cam 4 lucruri pe ordinea de zi. Până vine doamna Lepădacu, să dau citire raportelor de activitate întocmită și așa de domnul Filibașa și de domnul Vlada. Le mulțumesc că au primit, dar le dau primul să scrieți de raportul. Le-am dat un ordine de înregistrare. O să le prezint consiliului, dacă vom fi... Da, ăstea numai trebuie va fi pusă pe site-ul primăriei. Eu, așa că normal, să le prezint consiliul. Dar nu le vedem pe site. Nu vedeam, dar poate să suntem de acord. Poate să suntem de acord cu ce-au scris oare aici. Dar nu le-am pus în afiul. Nu știu. Nu, dar nu știu. Eu, obligația mea este să fiu cât pot de transparentă. Asta să vă am zis de la roate. Înțelegeți? Să fiu transparentă. Dacă nu vreți să dau cine, nu dau cine, dar din gură. Dar, repet încă o dată, eu... Cu vordânșii. Trebuie să le dăm la toate. Cu vordânșii. Cine ca să fie... Categoric, că pe măsură ce vor veni astea la poate domnului. Dar n-au venit? Eu credeam că sunteți... Sunteți... N-am mai avut în geantul lor. Dumneavoastră și domnul Vlada sunteți campioni. Așa. Bun. Raport... Dați cu tine domnului Vlada, cum să ne-ați vă rog frumos. Dar eu n-am făcut... Subțin ca să nu se arăt cineva la așa. Și după aceea le voi afișa pe site. Le voi scana și le afișez pe site. Sincer, nu știam că trebuie la fiecare proiect, la începuturi. Trebuie să identifici surta financiară. Atunci mă și gândeam, voi proiecte ejecutare, vin la acesta, mă ați nu, orice proiect, dacă vrei să faci, trebuie să fii și surta, așa și prevedere. Banii excedenți. Aripile, credeți-mă, dar asta e legea. Asta este, și când bani în excedent nu sunt pentru aia. Bun, la vorbea cu Dan, zic la Dan, consiliarul
consiliul local în cadrul Consiliului Local al Comunei Brava, conformitate de prevedere articolul 51 alineat 4 legea 215 neam 2001 cu privire la administrația publică locală republicană, se vedeți pentru raport de activitate prin care a doua conștiință publică aplicată de consilier ales local și desfășurată în decursul anului 2018. Am activat în cadrul Comisiei de Specialitate. Atunci lăsăm așa și... Aici aveți solicitări de venituri de la ANAF, aici aveți titlurile de solicitări de venituri de la ANAF, aici aveți titlurile 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 de venitu
Dacă aveți neclarități, mă... Sport, tineret, multe sănătate, protecție socială, apărarea ordinei publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor. Fiind un membru al acestea prin hotărârea numărul 47 din 25.07.2016 privind constituirea comisiei de specialitate al Consiliului Local al Comunei Parava. Urmarea convocării Consiliului Local și ședinței ordinare extraordinare în perioada anului 2018, am participat la toate ședințele, inclusiv la toate ședințele comisiei speciale din care fac parte. În anul 2018 am votat pentru aprobarea proiectului de acte administrative fundamentale temeinic și după caz pentru respingerea inițiativelor care nu s-au dovedit a fi interesul cetățenilor Comunei Parava. Am încercat să identific nevoile comune, prioritățile, problemele care se confruntă cetățenii, indiferent de natura lor, probleme de care nu am conștiință în cazul întâlnirilor cu alegătorii. Aceste probleme le-am mai luat cu fie executivile atât în ședințele Comisiei de Specialitate, cât și în plenul ședințele Consiliului Local, fie prin informare, conștientizare, fie prin rezolvarea acestora. Pentru fiecare dintre ședințe de Comisie sau de plen a Consiliului Local, am luat la conștiință o de zi, am studiat, am înțeles proiectele de hotărâre propuse, procesele verbale de ședință, iar în cadrul Comisiei am făcut problemele supuse avizării, solicitând în anumite situații explicații și detalii de la faptul responsabil indicat de primăriei Comunei Parava sau inițiatorilor de proiecte de hotărâre. În această perioadă am luat cuvântul de manitor în plen sau înaintea ordinii de zi. Intervențiile mele există probleme de un real interes pentru comuna, cred că ați vrut să spunem, comuna noastră. Și am încercat să sensibilizez membrii autorității deliberative și executivul primăriei cu privire la necesitatea respectării prevederilor legale, întrucât, din păcate, am constatat în frecvente situații că se încearcă promovarea unor hotărâri de consiliu care nu respectă întocmai legislația în domeniu. Am făcut demersuri intervenții în ședințele Consiliului Local pentru respectarea procedurilor de transparență decizională în elaborarea actelor administrative, inclusiv în ceea ce privește cheltuirea banilor publici. În calitate de ales local, am sesizat numeroase pentru atât autoritățile publice locale, cât și alte autorități publice din federal, județean și național, pentru normalizarea unor situații non-conforme în ceea ce privește regimul deșeurilor, câinii comunitari, regimul construcției cipurilor, care parțial au fost soluționate favorabil cu sprijinul executivului local, consilier local, Vlaca Daniel. De asta nu vreau să fie ce că e amplă, e multe. Am scos în trei cazuri. Și vă întreb aici, ca pe viitor, ce a spus dumneavoastră aici, oare cum se interpelează cu munca mea? Și vreau ca pe viitor să nu mai fac greșeli. Dați-mi, vă rog, frumos, de când am venit eu, o singură situație în care vă citez, ați constatat că nu se respectă legalitatea în domeniu în ceea ce privește hotărârile. N-a făcut în baza unui juriș și îmi tașa un stil de cuvinte și studii. Așa, nu că se dumneavoastră, eu spus domnule, cam șanță de a trecut pe drept, adică așa, a partidul de care am ocupat. Cum vei că ai plătit juriș? Nu știu. Da. Spune așa, activitatea în calitate de membru în Consiliul Local al Primăriei Parava se grupează în activitatea
în cadrul ședințelor de Consiliu Local și activitate în afara Consiliului Local. În anul 2018 am urmărit prezentarea obiectivă a proiectelor pentru interesul comunității. Am convocat și participat la ședințe. La toate. La ședințele comisiei pentru a cunoaște problemele ce urmau să fie indicate pentru fiecare proiect de hotărâre. Am colaborat cu compartimentele din cadrul primăriei și cu instituțiile nominalizate în proiectele de hotărâri în vederea cunoașterii și clarificării problemelor cuprinse, în proiectele de hotărâri propuse, buget, strategie, organizare și școli. M-am implicat activ în ședințele Consiliului Local, în special pe probleme legate de învățământ, management, cultură, culte, conform grupurilor de vară existente. Am avut intervenții interpelare în toate ședințele Consiliului Local, conform grupurilor de vară constate pe site-ul Primăriei Paraba. Salut ideea mustării procesului verbal al ședințelor, cât și a filmărilor, pentru bună informare a cetățenilor. Consider că în perioada care a curs de la depunerea jurământului, am fost și sunt un consilier activ și dorește la reprezentarea real numai interesele din și pentru comunitatea din care fac parte de 19 ani. Însemnați, vă rog frumos, ca să pot să postez cu site. Și am rugămintea ca și ceilalți domn consilieri să își aducă data, la număr de înregistrare, data de 19. Așa. Eu eram dat tot cine ne-am arătat. Activitate? Ceea ce privește datornicilor, sunt dați un marge de timp, pentru că între timp a apărut legea GDPR-ului și nu știu în ce măsură n-aș vrea să o cac, să plătim amendă fără nesul din cap. Nu știu în ce măsură am voie să mai... Asta vă nu știu domnul Vici, nu mi-a spus eu. Eu nu știu, nici cu apa, nici cu urmă, așa. Dar, eu am întrebat ce se întâmplă. Dar, domnul, nu avem ce executa la ei. Așa mi s-a spus, așa vă spus. Tipii salarii, pensii, nu vorbesc care era aici, încă o dată. Eu vă mai zic, acolo din ce știu eu, mi s-a spus că nu avem ce executa la ei. Așa mi s-a spus, așa vă spun și eu. Trebuie să am înțeles. Păi da, nu mă dat în celul. Să ai că te la capul. Poți să mai buni și să mă duc în distanță. Dar avem avocatele, nu mă duc în distanță. Nu, mă pot să dau din la stată, la distanță. Păi nu mai pot timp și mă duc în distanță. Nu mai pot să dau din la stată. Dar să nu știu care era pe ce executa și nu. Dacă știți, repet, puneți-mi pruniți și rămâne și eu. Eu personal am zis așa. Fără știu. Da, vreau să știam spune. Nu știu, dar nu știu. Până când domnul se poate. Dar la toți proști pe de-am văzut. Vreau să încerc spune, până când domnul meu se termina de studiat ceva cu domnul Pătatu, eu să încerc spune față de domnul Cipătoare și față de domnul Panaite, care într-adevăr și-au trecut sau au trecut de activitate. Culmea este că eu foarte drăguță le-am și la numărul de înregistrare, uitați-vă.
cu chestia asta, dar o să dau acum citire rapoartelor domnilor lor de activitate și să le punem pe semn odată, la un, odată cu domnul Blara și domnul Blara. Așa, dau citire raportului domnului Panainte. Presupun că domnul Panainte, că după semnătură că n-ați scris un semnat după înainte și sigur, cred că după semnătură era. Așa. Zice așa, am participat la toate ședințele care s-au desfășurat la primăria Parava, am participat din locul și viceprimarul în Zichim la reabilitarea și barasarea ulițelor din localitatea Rădoaia. Am participat la dezăpezirea ulițelor din localitatea Rădoaia împreună cu domnul primar din Ducoșel. Am participat la ședințele ținute la prefectura județului Bacău, care prezenta ca domnilor din localitatea Parava. Am fost în audiență la domnul președinte Gheorghe Brașovanu împreună cu domnul primar din Ducoșel, cu președintele domnilor Golan. Faustin. Așa, nu știam. Roman Iulian, vizând drumul județean 206B. Acesta este raportul nostru de activitate. Și raportul domnului Ciuportaru, susținat cu Ciuportaru Constantin, din comună Vilovaia Parava, comuna Parava, județul Bacău, având funcția de consilier local în cadrul primăriei Parava, din partea partidului PMT, am zis bine, da? Așa, de proprie răspundere, cu adună cunoștință că a participat la următoarea activități în cadrul Consiliului Local al Comunei Parada pe perioada anului 2018. Am participat la toate ședințele ordinare și extraordinare avute în cadrul Consiliului Local Parada pe perioada anului 2018. Am participat la toate ședințele de comisii în cadrul Consiliului Local, exemplu Comisia Buget Finanțe. Am participat la dezvoltarea tuturor proiectelor de hotărâre inițiale de primarul Comunei Parada, după care s-a trecut spre supunerea la vot pentru ocuparea acestuia. Sunt membru al Consiliului de Administrație al Școlii Generale Parada. Am participat la toate ședințele efectuate în timpul anului 2018 și am susținut toate proiectele necesare pentru bună desfășurarea învățământului școlar. Pe perioada anului 2018, când a fost acțiune de convocare din partea Comunei Primării, am participat la toate și la timp, fără perturbarea acestora. Acesta este raportul domnului Ciubătaru. Acestea vor fi puse pe site-ul instituției de către numărul din asta, toată lumea știe la ce era în semn, nu? Era un băr, ce era în semn. Dar de ce nu mai în cap? În semn ele sunt cap. Păi nu mai știu și doamna. Dar ce n-ai pus o banană acolo așa? Adică nu mă banană, eu nu sunt... La mere îți plac? Pătruiețe. Ce era de-a nostru, în românesc. Dar e la că nu crei. Nu, 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 nu. E foarte, nu crei. Deci, aia, ăștia vin, fac lumea acolo, că e... Da. Tu ești în felul ăsta. Fac o felul ăsta. Am în felul ăsta. Te merești? Da, ce să faci? Ce să faci? Când vor avea bani? Poate așteaptă o minune de la Dumnezeu să rezi. Ai vrut să iei ăsta, bă? I-a angajat-o? Nu? Ce? Cineva angajat așa la urmă? Da, acum. Nu trebuie să verificați, așa ne-au urmărit. Doamne, dar repede, dacă știți, spuneți-mi, nu m-am gândit, nu-i frumos, apar n-am și gând. Cum, nu cunoașteți angajații? Sincer, pe toți nu. Unde eu îi cunosc eu? N-am memoria cu semnătură, după nume îl știu. Dar după față spun mă zic că suntem colegi cu mine, dar oare cum îl cheamă? Dar bine, nu cunoaște, da? Ei știi domn primar de tot. Exact. Nu a venit nimic cu oamenii ăștia, problema e că trebuie să înțeleagă. Dar nu sunt bani, unde vă dorim, nu sunt bani, ai putin să fie. Vreau să mai faci un lucru. Nu aveți bani ca salarii, dacă vă spun eu. De mers, nu te fi pe domne, ai de plata. Am mai cumpărat niște pozitori, nu știu că e să-i punie în mine. Și eu, ce n-ai știut? Trebuie făcut la modul adaptorul ăla, ca să poate să costați pe viață. Dar Bureni, bă, nu se mai costați pe viață. Ați renunțat la costătul Burenilor? Iarna, dacă le lezi așa, s-ar putea să nu mai treabă să facă, să-ți spun eu. Hai bine! Noi am cerut comisia aia, știi tu, voi, că nu s-a mai făcut nimic.
da? VVG-ul, nu? Păi vă spunem... Păi nu știi cum este VVG-ul, te-am sunat și ai zis că l-a sus și de luna. Da, mă, dar prin luna trecută... Păi eu te-am sunat prin luna. Păi tu m-ai sunat că mi-am pus pe aia, mi-am spus, l-a sus și luna. Dar lasă luna asta, dacă nu mai, de exemplu. Am început din luna asta, înseamnă. Da, ce am început din luna asta, că voi tu eram aici de anul vreo 2 ani. Eu te-am sunat pe tine și ai zis că din luna asta la sfârșitul lunii. Am spus așa, când mai tu m-ai chemat că aici a putut acolo. Și a spus, măi, mă cheam sfârșitul lunii. Bă, ce l-o făcut, bă, chem în fiecare zi. Ce-am în mine de fiecare zi, că eu-s menționat. Noi avem doar la secretar. Avem o bătrânit consiliu local. Cred că alea asta vin în ordine pentru la BMC. Deci, doamne, putem cu un om de scolă, trebuie să place atât. Și de-aia facea comisia aia să verificatoare un concurs. Măi, vorba că trebuie să faci. Trebuie să faci muncă care este urgentă. Avem bătrânit consiliu. Până aia știu, apar puncte punctual, chestii care trebuie să-i faci, dar în afară de aia era un hotărâni pentru că am spus, doar pentru hotărâni, trebuie să poți să-i dai, și le dai cu porția. Ovidiu, domnul, te-ai întrebat că oameni mai sunt, câte ore sunt? Da, nu ne ajung nici de adunat bidoanele atât. Sunt multe femei, sunt oameni necăjiți, n-au... Dar n-am întrebat, n-am întrebat. Nu mi-ai și spus, băle, asta avem, asta am făcut. Eu ce explic, trebuie să înțelegi. Dacă eu am dimăturat, acolo există că trebuie să-l pună în altă parte, dacă am treabă de văruit sau ceva. Munca se face într-o ordine și în principiu... Priorități. Cum? De priorități. Trebuie să... Nu. Avem un plan. Care împotrăm. Da, dar acum devine priorități. Dar nu știu ce vorbim. Zicem așa. Corect. Nu, dar în general, planul ăla trebuie să nu vină. Eu vă propun și așa, dacă toți sunteți implicați. Nu, dar doamna secretar, domnul Ovidiu, nu vreți la fiecare ședință să facem așa un tur de comună? La pas? Chiar că nu. Păi dacă vrei, dar eu îl fac, oricum. Păi tu îl faci oricum, dar din ochii tăi se vede într-un fel, din ochii tuturor vede mai mult. Problema asta să fie la simplu, doamne, făceam cum era pe timpul când eram mici. Venea cu mine, și asta am făcut. Păi la mine venea doamna Chifani cu mine și când îi dădeam norul doamne. Și eu mă verificam, doamne, deci norul când? Avea tot atât, câte ore, atât, luam venit până aici. Dacă vreau să vă spun tot un domn și cum ați văzut teren? Potem? Auzi? Dar n-am spus de... Nu, dar mai chipă mea la secretară. A, băi, mă gândeam... Nu. Dar nu-i secretară să te-o dat cu fain. Deci acum, nu. Se dai de capul să-i... Trebuie că mai... Nu, nu, nu. Cine, ia, bă, câte ore, atât. Băi, îi dă-te-i numărul, doamne, că o să... Ai pierd numărul, băi, că o să-ți atâta mele poate. La femeie vrei să dai mai mult de păsit? Băi, la femeie, până începe. Normal. Sunt mai multe femei, foarte puțin bărbați. Ce faci? Bărbații pune la treaba lor. Hai să mai ridică ceva. Bărbații pune la cositorul. Cositorul funcționează acum. S-a început de astăzi, de luni dimineață, cositul toate tuturor statelor și pregolelor. Asta nu e o problemă care este un cositor și nu se numește. Da, nu, dar ar fi bine să cumpărăm niște cositori din astea. S-a cumpărat o cositoare. Ai una singură, n-ai ce face. Vreo 4, 5, 5, 5, 5, 4 oameni îi pui. Care? 4 oameni. Care? Dar nu ai 4 oameni? Nu ai 4 oameni. Cum? 4 oameni care să știe să cosească. Da. Și nu ai? Dar cine nu știe să cosească? De la ajutorul social sunt foarte puțini. Nu știu. Și femeile. Am văzut femei blonde, dar de la poți să fii femeia. Dar nu poți să intre doar de capăt. Nu poți să intre doar de capăt. Ai lăsat un domnul, au fost zile cu canicul. Vrei să scot omul în stradă să moară acolo? Bă, dar nu am umbră. Cum mă lași? Ovidiu, cum adică mă lași? Păi când a fost canicul? Să-mi arată că tu nu a fost canicul. De la câte grade? Ce înseamnă? De la câte grade? 35 grade. Păi de la 30, nu a fost de 30? 35. Dacă nu. Știi nici conform legii, așa, 36 grade. Da. Acum a venit DAL. M-a ridicat programul. Așa. Da. Și când a fost DAL? Haideți că... Nu știu, DAL. Că la noi e într-un loc. La noi e într-un loc. Dar noi spune-ne că trebuie să te vizu aia. Cum e la discută de copii? Vă spune-ne că trebuie să te vizu aia. Și nu înțelegi. Într-o zi pe lună, orele sunt foarte puține
Și cât are, măi, dar n-am spus cât are. E simplu, nu, nu trebuie să faci mai mult. Cât de ore are? E dat o sâmbră dată pe lună, te duceai și spui, doar, am zis să fac asta așa, la o părte, îi calculai. Sunt foarte puțin oameni și volumul mare de muncă, ok? 50 de oameni, cui povestești? 50 de oameni, cât să-ți lasă? Da. Păi, 50 de oameni, ce? Păi, 35 de femei, domnul mine. Ce faci cu ele? Au furățat rigolare, ușani, șanțurile, oameni, ce trebuie? Să vii de jume. Hai, și vii de jume. 50 de persoane, dacă ar fi 50 persoane, 50 de persoane. Mă uimiți. Curățam și drumul până la Teiuș. Nu mă dar lăsați că eu văd ce și-au făcut treaba asta. Dar știu ce-au dacă mă încerc fără degeaba. Așa nu mă fac. Contează la antrenament. În final contează la antrenament. Dacă îmi pui sârcarea. Dar de ce mă să de domnule? Să poată la buzul adaptorul ăla să gosească buzul. Bun, bă, gosește acum. Acum. Că el să gosească non-stop. Că poate să ridici măsătoarea să meargă și taruzați și primar. Și asta face acum unul și pisitor. Asta am uitat pe situație. Vreau să vă... Când atâția bani la fondul alimentară, milioane și avem 40 milioane să faci odată. Domnul vice la Teiuș, acolo la Fântânere, cum să știm, eu sunt la familia de acolo, că e un... E o casă de apă, ce-am făcut de domnul Cufanică de acolo, de vremă. Și cam șubre de acoperișul ăla și putea să cadă un copil acolo. Nu vin. Acum și o să pice din 51 de trei zile. Acum să absențe. Păi stai, mă, dar ce-i logic? Corecție. Păi da, păi nu vin, ce-i dat? Dar spuneai că ai numai femeie și numai tu faci treabă. Hai să o luăm. Hai să o luăm. Irodea Mariana, da? Femeie. Negoiescu Traian Dumitru, unul foarte agri, da? Face treabă, mă, treabă. Face. Așa e. Tomasa. Sandu Marin are 12 ore. Țiganci și Linel, îl folosesc la partea de întreținere, da? Știi, să zugrăvească și asta. N-are rost să duc pe când, că avem și tipuri. Așa o făceam, meseria și folosam la Tretul Mariana, 12 ore, o femeie la schid, bătrână, poți ține acolo, da? N-are rost ce parava. Dobre Constantin, are sectorul, centru parava, pe da. 6, cred că vede ziua. Păi ce la... Dar până unii trebuie să 12 ore. Până școala aici, că minima să trați de adunii și la el în port. Păi, dar nu pune o femeie în loc să adunii pe adunii și să pune o costătoare, frate, că știi să coasească. Asta nu e bine. Păi, nu e poate să adunii. Înțelegi? Ia vezi, mai umplu acolo la... Mai departe. Mai departe. Irodia Luminița, femei, da? Asta Nache Vasil, gosește. Chiar așa. De acolo Costel va întreține stația de epurare din Strămoane, are 12 ore. N-ai un săratuș că și acolo trebuie, și-i muncă. Și acolo cred că îmi depășește normal de 12 ore. Nu mi-e de stația, nu. Nu, trebuie fost din curent, trebuie fost din curent. Trebuie fost din curent. Acolo, da, acolo e bun, are 2, lasă, fac acolo. Face, dar de bun. Ardelea lui Gheorghe, iar o mea, face treaba, foarte ok. Udrea Elena Meaela face postul de poliție. Balan Gheorghe. Îi bărbat face treaba. Pe Rădoare, da? Da. Lăcătușe Nică, pe Rădoare. Păi bărbatul face treabă. A, pregătește matracul. Vine și face treabă. Păi și ăsta poți să-i... În stație Danila Gheorghe. Când îl prind, face treabă. Păi și ăsta bărbatul poți să-l... Când îl prind. Nu, dar n-ai înțeles. Păi nu, dar are absențe multe lunare. Adică se închide iar... Dacă e pus absențe, e treabă ăsta, nu înseamnă, nu? Păi și iar îl repune, iar nu vine. Dar nu mai are voie. Păi cum nu mai are voie? Are voie. Dar parcă ți-a dus o lege că nu mai voie să-ți grăbească. Are voie. Și așa mai departe. Nu. Păi de voie până acolo sunt majoritatea de bărbați. Hai cu cine faci treaba. Păi tocmai asta am zis. Ori le sunt foarte puțin. Păi spuneai, nu, stai un pic. Până acolo spuneai că mai numai femeie, aproape de lege, mai cu cine faci treaba. Bărbații sunt în dosar, dar cu scutiri. Au venit cu scutiri mult și atunci vreau să-l soția. Dar ce poți dar tu? Ce poți să-i faci? Vine cu scutirea în nas. Chiar dacă sunt bărbați, dar pe dosarul lor, vin soțiile la muncă. Pe cum? Hai, bă! Poftim? Irodia Mariana? Dar ce scutirea? Cine era? Nu. Irodia Mariana, cine era înainte? Dar nu, dar el, și pe timpul meu, nu, tot ea era. Tante Mariana. El are...
Dar e de Mariana, nu? Da. Păi nu, el era statut, el chiar e bun la era. Nu, nu, pe timpul meu era, era bun la era operat. Are era de atunci, atunci, atunci. Și Mircea era, era cu Mitii, făcea chiar. Exact, și acum am început. Dar ea este titulară. Ea e titulară, ea e bolnavă, dar acolo e pe drept, e bună dreptate. Păi așa-s mulți, Ovidiu. Tu scutiri să vezi. Las-i frumos, ne țineau a parte. Problema te discuteai tot între ei. O parte ei se plângă foame mai și o parte ei nu se fac, nu prea fac. Băi, e o chestie logică. Dacă noi suntem astăzi aici, Florin, domnul Florin Bișcu, sau cine e absent, nu știe ce am făcut și ce am muncit. Asta e logic, că așa fac și ei. Dar m-am venit, mă, pui, da, ăla de ieri nu știe cine a fost, ăla următorul de mâine nu știe cine a fost. Păi, de ce situația de lucrări? Hai să o vedem. Ce-o vedem? Care e situația de lucrări? Ha! Și mai mult eu am și poze. Da, nu mi-e de acord. Știți cum ar fi treaba mea o video de făcut? Să ne organizăm fiecare consilier. Care de pe Parava, Lăbușante, ești? Eu unul meu liber, tu, și mergem împreună cu oameni de la Cuvânt. Dar n-ai cum, măi, dar n-ai nicio treabă. Dacă să mai spunem în ședință, dar nu poți, măi, dar n-ai ce căutat tu acum. Păi treaba ta, nu-i menirea ta să te duci tu cu oameni. De ce nu? Păi caritate emoțională, adică de ce mai ales cercătării? Păi să mergem cu consilier, te duci, vezi? După ce-o făcut, eu asta spuneam. Voi spunea așa cât are, 20 de ori, trebuie să fac atâta mică. Dar poate să faci în sat cu oamenii, dar poate să faci în sat cu oamenii, dar poate să faci în sat cu oamenii. Bravo, ia-ți o cositoare și treci la cuții. Eu nu vă credeam că am cosit cu cositoare. Prima dată nu era cosit, că n-aveam oameni la toți, așa era așa. Așa și cu Ionarul și la Maidan, la Moașa, acolo, la Maidan. Nu l-am plătit eu că l-aveam la mine de o zi. Așa și tu eu am mai cositori. Cred că cumpărate cositori, vreo două, trei. Are două, păi să mai cumperi una, nu? Patru, da. Că eu am venit cu banii, nu băga mesele, vineau cu coasă din lor. Gândeam, lor mai trageau tare să știe. Hai, domnul Ovidiu. Domnul Ovidiu, neamțul abar n-are ce coasă sau asta. El nu știe, nici italianul nu știe ce coasă. Dar noi am intrat în Uniunea Europeană și mai terminăm și noi cu coasele astea. De acord. Cumpărăm cotilorii astea și cu bine. Hai să cumpiri. Da, mai trebuie să ai nu trebuie, vei, nu trebuie. De ce nu trebuie? Cât e o cositoare, vei? Dar nu e obligat. 6 milioane, 6 milioane. Ei, dar nu poate, nu poate de 6 milioane. Ei de la 1 milioane. 3, 2, 2 milioane. De profesional, așa. 2 milioane. Viste, viste. Da, e minimum 2. Cam așa, viste 2 milioane. Cum ați scris, da, bă. Primarii să-i văd scurul profesional, nu... Păi da, luăm și luăm 4 bucăți și gata. Dacă sunt de la social care el nu-i învăța sau e frică de aia, ei coasă dacă el vrea. La ei se coasă. Da, coasă nu da. Mai. Ți-ai cont și de aspectul ăsta, dacă omul vrea cu coasă și poate cu și coasă știe. Merge bine la ușor. Dar n-ai înțeles. Bă, nu-i cu coasă, eu îi dădeam cu norma, el era cu pură, zinea cu coasă lui. El nu tragea pe aia să-și termine în urmă, frate, și eu mă nu mă interesează, nu s-a teamă cu el. Controlul și măsajul s-a făcut în lizii, cu totul de la mână. 10, când am făcut la TX și atunci. Strada toată până la Conferin. Erau vreo 15-20. Da, de tăiat răgării, copaci, craci care veneau în drum, nu puteai, n-am venit cu 130, pur și simplu. Am făcut să mă autostradă, deci o uliță. Deci se poate, oamenii muncesc. Dar numai dacă... Nu, nu mai vor să vin acum... Ideea e cum ce-am să-i dai cu porția. Tu îi dai porția și nu mai stai după el și o faci. Dar dacă ți s-o colmatat un șant și a doar, ce faci? Ce faci? Nu trebuie să-i chem măgat, gașca. Îi chemai, dădeai. Dar și acum se lucrează cu porția, tot în fel. Dar nu sunt ori puține, nu mai e ce poți da. Din 70 de ori, 80 de ori. Ce a doua dată, acum au vreo venit. Eu le-am dus doar că nu neapar mai mult. Exact. Uite, pot să-ți aduc cu situații din 2016, să vezi cum... Confruntare cu orele acum. De ce e acum? Păi, majoritatea... Adică eu așa din afară îmi dau seama că ce îmi spuneți domnilor voastre, că
cred că nu prea mai rentează să faci curățenia comunii, toaletarea comunii, nu știu ce, cu oamenii la școală. Cred că ar trebui să închidem un serviciu. Cred că da. Aici, aici, așa ar trebui. 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 Da, normal la costit. Ca să se costeze la un capăt, la altul ăsta, după care nu judeci. Da, da. Ori mai că n-avem bani să se vede. Ori să-l ajutorul social, ori la un secolo, dar un șac, dar numai, nu mai e, fie, nu știu. Pe lângă. Acum o facem așa, da? Dar principal, de fapt, ar trebui să ai un angajat. Să îngrijească cu 12 ore toată luna o stație de autobuz, trebuie să costească de 3 ori, să ducă, să adune peturi, să șteargă scaunele, să vadă dacă o stație. O stație aia e câțiva metri pătrați, e mare. Păi cu vita. O oră pe zi. O oră pe zi. Păi da, o oră pe zi. Și o oră pe zi, credeți că nu încadrează 12 ore? Păi dar nu le pot să chema la Baraba. Costăși odată pe luna. Odată pe la luna. Dacă o rețin, ai ce cu așa eu am predat toni. Sunt problema că n-am luat banii pe ei. Pentru că nu-i convenabil. Ai dat bani. Dar trebuia să luăm bani pe ei, normal. Da. Păi da, banii pe ei mai mult decât transport. Dar tot trebuia să... Eu tot le-am predat. Măcar recuperam ceva din banii ăia. E mult, e sincer, dacă ar fi, dacă ar fi posibil să ai un locător de buruieni și de crenci, să faci piele, să ai o presă de peturi, atunci te ieși autogospodării și ai face bani. Pentru că faci pachete și poți să le sau să le folosești pentru instituții. Da, dar e un stimulant. Cineva să se administrezi în tine să se facă, de seama de la treabă. Păi și așa trebuie să faci.